La doar 2 săptămâni de la producerea faptei, bărbatul din județul Vrancea, care a încercat în 16 februarie să ofere 4.000 de lei ca mită unui polițist în schimbul restituirii unui transport de acumulatori autouzați, a fost trimis deja în judecată. Dosarul instrumentat de procurori ai parchetului de pe lângă tribunalul Sălaj a fost înregistrat pe rolul instanței de fond miercuri 4 martie. În data de 16 februarie 2015, ofițerii Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Sălaj, au fost sesizați de către un agent de poliție din cadrul postului de poliție Surduc despre faptul că un cetățean i-a promis suma de 1.000 de euro pentru a-și încălca atribuțiile de serviciu. În schimbul banilor, acesta pretindea restituirea unei cantități de marfă ridicată anterior în vederea confiscării pe motiv că nu a putut prezenta documente de proveniență. Agentul de poliție a depus un denunță la Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Sălaj, care împreună cu procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj a organizat flagrantul în timpul căruia V. Marius a fost surprins oferindu-i polițistului suma de 4.000 de lei. Bărbatul a fost inițial arestat preventiv, dar Curtea de Apel Cluj a decis în urma contestației formulate de acesta să înlocuiască măsura preventivă cu cea a arestului la domiciliu. El va fi judecat pentru dare de mită.